După inaugurarea Bibliotecii Municipale George Radu Melidon, care s-a constituit ca un eveniment de excepție printre numeroasele evenimente culturale, științifice și sportive ce au avut loc cu ocazia zilelor municipiului, conducerea primăriei Roman a simțit nevoia ca, în contextul numeroaselor speculații cu iz electoral, să prezinte date tehnice din proiectul de restaurare într-un exercițiu de totală transparență. Aș vrea astăzi să punctăm anumite lucruri legate de acest obiectiv important, Biblioteca Municipală George Radu Melidon, restaurarea, consolidarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Aveți și imagini cum arăta și pe urmă vor fi și imagini despre cum este acum. Am vrut să vă dau mai multe date tehnice. Am invitat alături de mine și pe domnișoara director, Cristina Paranite, directoarea bibliotecii, pe domnul Ovidiu Bojescu, city managerul, care a avut un obiectiv important în a urmări pas cu pas desfășurarea activității de aici, și constructorul, domnul Eugen Borș, directorul Combas a societății care s-a ocupat de reabilitarea bibliotecii. Eu cred că este un obiectiv realizat în Roman de o manieră foarte frumoasă. Directorul bibliotecii Cristina Panaita a subliniat aportul fiecărui actor care a lucrat la materializarea celui mai important proiect de restaurare a casei Ioachim, unul dintre cele mai frumoase și interesante monumente arhitectonice din Roman, ajuns în 2011 la stadiul de degradare totală. Obiectivul Casa Ioachim, aflat în anul 2011 într-un stadiu avansat de degradare, deci nu mai puteam amâna nici măcar o zi, la inițiativa primarului de Roman, domnul Laurențiu Dan Leureanu, s-a făcut, așa cum se face pentru un obiectiv, un proiect, un studiu de fizabilitate. Au urmat etapele știute, numai că atunci când credeam că totul intră pe un făgaș normal, au apărut niște reacții neașteptate. Mărturisesc că la ședința de consiliu, la prima ședință, când proiectul a fost respins, a fost uluită. Chiar nu venea să cred că se întâmplă așa. Mi se părea că e ceva formal. Ei bine, n-a fost așa. A fost o luptă. Am avut un scut din societatea civilă. City managerul primăriei Ovidiu Bojescu, cel care s-a ocupat efectiv de o coordonare a lucrărilor de restaurare, a adăugat și alte aspecte legate de această lucrare complexă, mai puțin știute de romașcani, dar care trebuie cunoscute de aceștia. Ar trebui aici pomenit probabil și domnul profesor Zaharescu, care a făcut bustul, care a restaurat câteva statui și niște frontoane acolo, din câte știu eu. Așa este. După aia ar trebui spus că am salvat de la pieri un gard care la spitalul vechi în spate, care se zăcea de mult. Să știți că gardul din față are 140 de ani. Este monument și el? Monument, dacă să-l putem numi așa. Este un oțel deosebit. La vremea respectivă se folosea numai nituirii. Dar gândiți-vă că nu putem găuri. N-am putut da gaură în el. N-am putut să-l găuri. Ca atare am folosit alte mijloace. Ce să vă spunem, a fost un proiect interesant, singur, cei mai mulți perioadă, cred că ne-au scos cei de la picturi, unde noi ca ingineri, sau cel puțin informația mea, a constructorului, e mai greu de înțeles problema asta artistică și să stai 3 ani acolo și să iei fiecare centimetru, am crezut că nu se mai termină niciodată pictura respectivă. Sunt multe lucruri frumoase, până la urmă ești un obiectiv, zicem noi, care va rămâne pentru multe generații de acum încolo și va fi reprezentativ pentru orașul în care trăim. Pentru conducerea firmei Combas, cea care s-a ocupat efectiv de restaurare, lucrarea a fost o provocare tehnică pe care a rezolvat-o pas cu pas, în funcție de multitudinea de probleme apărute pe parcurs, dar care rămâne un model de ceea ce înseamnă restaurarea unui monument arhitectonic de o asemenea valoare. Dar în momentul în care am analizat mult mai bine și mai în detaliu lucrarea, mi-am dat seama de complexitatea ei. Pentru mine lucrul ăsta a fost o provocare și atunci mi-am impus o strategie, strategie care a fost fundamentată pe principii reale de restaurare. Vă rog să-mi permiteți să vă spun că, poate fără lipsă de modestie, lucrarea în sine, zic eu că este o lucrare care este model chiar pentru restaurarea de la nivel național, asta după ce au fost câțiva profesori din Ministerul Culturii care ne-au felicitat.
Și această lucrare este o restaurare pură. Am să vă rog să-mi permiteți, când merg la laptop, să fac un scurt preambul, pentru că toți oamenii, pe bună dreptate, în 3-4 ani de zile cât au trecut pe acolo, și-au pus întrebarea de ce lucrarea a trenat, totuși sunt ani care au trecut. Ce pot să vă spun este că, pe lângă faptul că noi am respectat absolut toate principiile și etapele de restaurare, noi nu am făcut altceva decât să dezbrăcăm o clădire veche care era îmbrăcată cu, hai să spunem la nivel metaforic, cu o haină care nu-i stătea bine, și noi, de fapt, i-am redat frumusețea inițială. Odată cu deschiderea pentru public, după 1 iunie, a Bibliotecii George Radu Melidon, aceasta va fi introdusă și în circuitul turistic de vizitare a obiectivelor romașcane de importanță majoră. Pentru amatorii de statistici este interesant a urmări la postul nostru de televiziune conferința de presă a municipalității, în care sunt dezbătute momentele importante ale procesului de restaurare a casei Joachim în toate detaliile sale tehnice.